creștini sunt în Israel. Potrivit datelor publicate de Biroul Central de Statistică, în Israel trăiesc 185.000 de creștini, ceea ce reprezintă aproximativ 1,9% din populație. Rata de creștere față de anul precedent este de 2%. Statisticile indică faptul că 75,8% dintre creștinii din Israel sunt creștini arabi, care reprezintă 6,9% din totalul populației arabe din Israel. Majoritatea creștinilor arabi trăiesc în districtul de nord și în districtul Haifa. Nazaret rămâne orașul cu cel mai mare număr de creștini arabi, 21.000,1, urmat de Haifa, 16.700 și Ierusalim, 12.900. Datele arată că în 2021 au fost celebrate 582 de căsătorii creștine și au fost înregistrate 2434 de nașteri noi. Rata generală de natalitate a femeilor creștine a scăzut de la 1,85 în 2020 la 1,77 copii per femeie. Dimensiunea medie a familiilor creștine este de aproximativ 3 persoane. În ultimul an școlar, 26.752 de elevi creștini au frecventat învățământul primar și secundar, reprezentând 1,4% din numărul total de elevi. Rata de participare a creștinilor la forța de muncă în 2021 a fost de 66,3%.